Sunt bun la criticat, dar și la stricat. Vorbim despre cei care, fără nicio jenă, vandalizează zonele proaspăt amenajate sau reparate de Primăria Capitalei. Muncitorii care lucrează la reabilitarea infrastructurii din oraș spun că s-au obișnuit deja cu faptul că dimineața, la începerea unei noi zile de muncă, trebuie să găsească neapărat ceva dărâmat sau furat și astfel sunt nevoiți să le repare din nou. Autoritățile au anunțat că cei care uită de bunul simț vor fi trași la răspundere și vor plăti amenzi usturătoare. În Chișinău sunt în derulare lucrări de reparații și construcții în toate sectoarele. Accent se pune și pe reabilitarea pasajelor subterane, care ani buni arătau dezastruos, în unele cazuri fiind și periculos să le traversezi. La doar câteva zile de la renovare, în multe astfel de treceri pe pereții proaspăt curățați de zeci de inscripții, apar altele, iar becurile instalate dispar odată cu venirea nopții. Mai nou, unii taie și cablurile conectate de meșteri pentru iluminarea pasajelor. Cum fost aici, partea asta mașină l-a tăiat, acolo l-a zmuns câtetul, l-a tăiat din 10-20 de metri l-a tăiat, fiindcă de aici noi muncim, dar cineva îți bate joc. Nu doar de cabluri, dar se pare că și de becuri au nevoie multe persoane. Merg și smulg, scot toate becurile, le fur, Dumnezeu știe ce fac dânsele, și rămâne nici un bec. Mulți nu ezită să fure și materialele vechi depozitate pe șantier. Toată piatra care s-a strâns de aici s-a așezat pe loc. Și din 12 metri pătrați au rămas 3 metri pătrați care au trecut cineva, nu știu cine, a încărcat și a plecat. Nesimțirea locuitorilor capitalei nu se oprește aici. Pe pagina sa de pe o rețea de socializare, primarul a postat un video cu câteva persoane care instalau indicatoare pentru parcări neautorizat. Arătat și voi arăta în continuare pe pagina de Facebook pe toți cei care își bat joc de municipiu. Unii parchează cum doresc, alții furcă în codru, alții instalează tot ce le dorește sufletul. Mai sunt persoane care aruncă gunoi în spațiile publice, în fapt pentru care vor fi pedepsiți dur, anunță primăria. Mărimea amenzilor este de la 900 până la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 3000 până la 9000 lei pentru persoane juridice. Totodată, pretorii au fost atenționați că dacă nu-și vor monitoriza sectoarele, riscă să-și piardă fotoliile. Mai mulți pretori un pic s-au relaxat. Este și gunoi, inclusiv pe străzile magistrale, unde am zis că să nu existe. În ogrezi, la foarte mulți dintre dumneavoastră, le-am dat bonusuri în avans. Dar, repet, și se referă la absolut toată lumea. Cei care nu fac față sau se fac că nu observă, nu vor mai fi în funcție. Pentru a-i prinde pe cei care încalcă, urmează să fie creată o structură separată în cadrul preturilor care va monitoriza problema. Persoanele vor patrula pe străzi și vor fi echipate cu uniforme speciale ca să fie vizibile, la fel ca și polițiștii. Săptămânal, preturile de sector vor prezenta informații cu privire la procesele verbale întocmite persoanelor care au făcut dezordine.